el nu se mai culcură. Și anume, pe vremea foamei, pe vremea lui Claudiu, împăratul lui Iudei, când era atunci în Antiochia, era o foame de mare. Și fiindcă că era foame de aceea atât de mare, oamenii ucenicii știi ce făceau? Ei nu se tulburau. Ei se duceau și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și prin Barnaba și prin Saul se făcea mari minuni, trăiască numele Domnului. Foame de apântuie. Ucenicii vestesc Evanghelia. Și ajung și auzit ucenicii că frații lor în Iudeia este plin, este mare foamete și duce lipsă de mâncare. Și știți ce face ei? Se vorbește unul cu altul și zice așa, sunt frații noștri, hai să punem mână de la mână, să-i dăm mâncare prin pâinele lui Pavel și pe lui Barnaba să-i ducă acolo, slăvit să fie Domnul. Și așa a făcut. Păi numai că de data aceasta, în vremea foamete, împăratul Irod, știți ce face? Dă o poruncă și prinde pe Iacov. Îl ia pe Iacov și îl pune acolo în temniță și știți ce i-a făcut? I-a tăiat capul. Lucrul acesta îi place iudeilor. Spectacolul acesta, manifestarea aceasta, lucrarea aceasta, îi place iudeilor și lui Irod. Și fiindcă că le-a plăcut lor, vrea dintre ucenici de data aceasta să facă un spectacol plăcut pe placul celor de acolo, slăvit să fie Domnul. Știți ce face Irod? Dacă a văzut că tot poporul a acceptat ca să-l omoare pe Iacov, mai dă porunte și îl prinde pe cine? Pe acela care s-a tulburat. De data aceasta el nu se mai tulbură. De data aceasta este prins, luat, legat și pus în temniță. E, acum vedem pe omul acesta care este examenul credinței lui. Dacă se mai tulbură, dacă se mai lapădă, dacă se mai debarasează de Iisus, dacă mai va spune vreodată că nu-L cunoaște, dacă va spune nu știu cine este acest om. Nu. Este luat, legat și pus în lanțul. În temniță. Și patru cete, de câte patru ostași, este nevoie să-l păzească pe acest Petru legat în lanțuri. Patru cete, de câte patru ostași, 16 persoane, 16 ostași să-l păzească pe Petru care este legat în lanțuri. Sunteți aici? Amin. Dragii mei frați, cât de periculos era omul acesta? Cât de criminal era omul acesta să fie nevoie de 16 ostași să-l păzească și încă legat în lanțuri. Petru, de data aceasta nu se tulbură. Este legat în lanțuri și știi ce face el? Se așează, începe să doarmă, nu-i pasă că e legat, nu-i pasă că a doua zi după Paște trebuia să fie scos afară pe scenă, înaintea iudeilor, și el să fie omorât ca și Iacov. El a știut de lucrul acesta, că Iacov a fost omorât. Dar Petru nu se îndoiește. Dar Petru, de data aceasta, nu se clatină. Dar Petru, de data aceasta, nu mai are nicio îndoială. Știți ce face el? Legat în lanțul. Este legat? Și acolo el doarme. Și Irod abia aștepta ziua de mâine să-l înfățișeze pe scena iudeilor ca să-l înfățișeze și să-l decapiteze, să-l omoare, să facă un spectacol dintre ei. Numai că biserica doarme. Numai că biserica n-are nevoie de el. Așa-i, fraților? Biserica are mare putere înaintea lui Dumnezeu. Biserica are puterea de a parcurge cerul. Biserica de data aceasta, Petru doarme legat în lanțuri,
păzit de 16 ostași, două porți până la ieșire la drumul mare în stradă, este legat de acolo să zorate și alți păzitori acolo. Și Petru doarme. Și Petru nu se roade. Și Petru nu spune de ce mai cum doarme aici. El doarme. Și biserica se roade. Și biserica cugetă. Și biserica stă de vorbă cu Domnul. Aleluia, Doamne! Stă Domnul nepăsător? Nu. Dacă Petru doarme, dacă Petru, lui Petru nu-i pasă, cerul este în tulburare. Mișcarea se face în cer. Și Domnul se ridică. Și știi ce spune Domnul? Un înger să plece de aici, să intre acolo în temniță. Că am acolo slujitorul meu prin care vreau să-mi proslăvesc lumele, să meargă, să vestească Evanghelia. Aleluia, Doamne! Diavolul, puterea diabolică, duhurile din locuința morților, duhurile din locuința cerească, se ridică împotriva lui Petru ca a doua zi de dimineață să-l vadă cum este sacrificat, să vadă cum este batjocorit. Numai că prezența lui Dumnezeu este acolo și trimite îngerul și spune du-te la Petru în temniță. Al lui Dumnezeu să fie slavă. Petru doarme. El e dat. Porțile împuiate, ușile zăvorate, 16 ostași îl păzesc. Îl rog frate dimineață să se bucure de moartea lui. Și Domnul trimite un înger. Acum nu știu dacă îngerul acela care l-a trimis în groapa cu lei, când Daniel stă fără nicio grijă în mijlocul leilor și împăratul plânge pentru el și oamenii care l-au părit de dimineață vrea să-l vadă spulberat. Nu știu dacă îngerul acela a fost acolo care Daniel în mijlocul leilor nu-i pasă. Și Domnul trimite un înger și închide gura leilor. Acum Domnul îl trimite la Petru pe acest înger. Și știi ce spune? Du-te și scoate-l de acolo. Du-te și scoate-l de acolo. Dragii mei, vreau, sunteți aici? Amin. Credeți sau ce auziți? Amin. Știi de ce zic? Credeți că ce auziți? Pentru că biserica se roagă. Pentru că biserica stă în prezența lui Dumnezeu. Vorbește. Și Petru este legat acolo. Și Domnul trimite pe îngerul acela. Și îngerul în temniță, în întuneric, se prezintă și Petru doarme. Și Petru doarme. Și numai când îngerul Domnului îl lovește pe Petru și îi spune, trezește-te. Primul cuvânt. Trezește-te, biserică, în această dimineață. Tu care dormi în problemele tale. Tu care poate ți-ai pierdut nădejdea astăzi. Domnul trimite un înger și spune, trezește-te. Și Domnul ne spune nouă astăzi. Tu care ești în probleme, care nu știi să-ți mai dai capul, cum să te mai scoți. Domnul, chiar dacă dormi în această zi, Domnul trimite îngerul și spune, trezește-te! Și chiar dacă nu mai vine îngerul, e Duhul Sfânt care luxuiază lucrarea lui Dumnezeu, care vine Duhul Sfânt la tine și spune, trezește-te! În ce sens îl slujește Dumnezeu? Care este viața ta? Dori? Ți-a binerea? Petru doarme! Și Domnul nu stă indiferent de el. Și vine îngerul Domnului și spune, trezește-te! Primul punct, încalță-te, leagă-ți încălțămintea. Și pe urmă Domnul îi spune, încinge-te. Și după ce Domnul îi spune, încinge-te, îi spune, încalță-te, leagă-ți încălțămintea. Și a treia oară spune, îmbracă-te în haină. Acum nu știu dacă Petru s-a dezbrăcat acolo. Acum eu nu știu dacă e legat la
slăvit să fie Duhul Sfânt. Glorie lui Dumnezeu! Noi avem un Dumnezeu care trăiește. Noi avem un Dumnezeu care face minuni. Noi avem un Dumnezeu care vine în locuința ta. Șamana Gabovene de Gaia. Avem un Dumnezeu care te ridică. Și slavă lui vine peste tine biserica astăzi. Trezește-te! Încalță-te! Ia-te-ți încălțămintea! Încinge-te! Și îmbracă-te în haină! Cinci lucruri! Și Domnul nou ne spune la fel astăzi! Și ție spune Domnul la fel astăzi! Și Domnul vrea să facă lucrarea aceasta! Să ne ridicăm din starea a domnii! Numai că Petru se trezește, lanțurile! Nu e nici de o cheie acolo, nu e nici o cheie acolo. Nu e cheie, nu e nimica. Lanțurile care erau lanțurile legate, lanțurile, când Petru se trezește, lanțurile cad! Fără ajutorul unei mâini, fără să vină nimeni să dezlege lanțurile. Știți când a căzut lanțurile? După ce s-a trezit Petru. Biblia spune, Petru s-a trezit și lanțurile au căzut. Poate e legat de multe lanțuri. Poate viața ta este legată de multe lanțuri. Și Domnul spune astăzi, ridică-te și trezește-te. Și dacă te vei trezi, spune, nu este târziu, lanțurile vor cădea. Lanțurile vor cădea. Și știți ce face Îngerul Domnului? Petru se ridică, se încalță, își leagă încălțămintea, este încins și este îmbrăcat. Și acum intervine mâna lui Dumnezeu. Ușile care erau închise, porțile care erau închise, 16 persoane, 16 ostași, care păzeau temnița, Petru trece până lângă ei. Ușile se deschide, porțile se deschid și Petru este până în uliță. Nu mă interesează cum, nu știu cum, dar știu că mâna Domnului a fost acolo. Știu că mâna Domnului a fost acolo. Pe unde trece Domnul, legăturile, lanțurile, încuietoarele sunt dezlegate. De ce? Pentru că Domnul Iisus a făcut lucrarea aceasta până să se facă cu Petru. Știți când a înviat dintre cei morți, ucenicii erau acolo într-o odaie încuiată, zăvorâți, și știți ce spune Domnul? Intră prin zid, nu știu, nu știu, unde intră și ne spune pace vouă. Și a intrat în trup, Domnul Iisus. Și în cerul Domnului, care îl trimite pentru Petru, îl scoate de acolo. Iese prin ușile, prin porțile, părinte oamenii care îl păseau și iese până în stradă mare afară. Petru este inconștient despre lucrarea aceasta. El nu știe, el nu înțelege. El crede că e un vis, o vedenie. Și numai că este până afară. Și după ce este pe uliță, Îngerul Domnului rămâne lângă el. Așa, fraților? Nu. Știți ce face Îngerul Domnului? Pleacă. El și-a terminat misiunea. El și-a terminat lucrarea. Scoate pe Petru afară. Și Petru se trezește. Și atunci spune că a înțeles cu adevărat că Domnul a trimis un înger și l-a izbăvit din mâna lui Rom. Și Petru s-a trezit. I-a venit în fire și știți unde se duce Petru? La soția lui acasă. La familia lui acasă se duce, nu? Nu, fraților. Știți unde se duce Petru? La biserica care stăruia înaintea lui Dumnezeu. Care stătea în prezența lui Dumnezeu. Care stătea în rugăciunea lui Dumnezeu. Acolo se duce Petru. Și atenție în biserică. Ce înseamnă să ai încredere în Dumnezeu cu adevărat? Biblia spune, voi cereți și nu căpătați. De ce? Pentru că nu cereți cu credință. Dacă mi-ai cere ceva să crezi cu adevărat că lucrul de care ai nevoie și-l ceri, ți se va fi dat imediat. Biserica se roagă. Petru se trezește. Lui Petru îi vine în fire
și se duce la ușă unde erau ei în casa lui Maria, mama lui Marcu. Se duce acolo unde erau ucenicii și știi ce face el? Bate la ușă. Bate la ușă. O slujnică dintre ele, roaba, vine de acolo dinăuntru și se duce la ușă și aude vocea lui Petru. Îi cunoaște glasul lui Petru, cunoaște vocea lui și de bucurie că l-a auzit pe Petru, îi deschide ușa. I-a deschis ușa? Nu! Știi ce face ea? Îl lasă pe Petru să bacă la ușă și ia fuge la biserică și spune, mă, Petru e aici! Biserica care s-a rugat pentru el, de data aceasta, nu mai crede. Biserica n-a crezut în ceea ce a cerut, numai că lucrarea lui Dumnezeu a fost ca Petru să nu mor acolo. Și totdeauna Domnul își face lucrarea separată de noi. Slăvit să fie Domnul! Și știți ce face el atunci? Petru stă la ușă și bate. Slujnica care spune lor și spune, mă, Petru e la ușă! Știi cum a spus biserica care este rugat câtea zile pentru el? Două zile și o noapte s-a rugat. Știți ce a spus? Nu! Ești nebună! Ești nebună! Păi cum să fiu nebună? Păi cum să fie Petru acolo? Și de ce l-ați rugat? Dacă nu-i Petru acolo, de ce te-ai rugat biserică? Tu nu crezi în ceea ce ceri? Tu în ție nu ți-este dat să crezi că tu l-ai cerut pe Petru să vină la ușă? Nu! Ești nebună! Sau, o altă excepție, va fi îngerul lui Petru, care stă la ușa acolo să vină peste lui în biserică. Așa a fost? Nu. Se duce la ușă, îl vede pe Petru și Petru intră la ei și ei de bucurie au rămas întremeniți și spune cu adevărat Dumnezeu l-a spus de acolo. Și știi ce face ei atunci? Se uită la ei și au început să facă gălăgie și Petru le face un lucru, le face semn să nu facă gălăgie. De ce? Pentru că iudeii îl căutau deja pe Petru. Știi ce s-a întâmplat cu oamenii aceia care l-au urât? Cu oamenii aceia care l-au pus în chelmiță? Cu oamenii aceia care l-au pus după el? Știi ce s-a întâmplat cu ei? Toți au fost omorâți. Și Petru îi zbăvind de mâna Domnului. Oamenii care l-au văzut pe Daniel, care l-au părât și l-au aruncat în groapa cu ei, la fel, oamenii aceia au fost aruncați în groapa cu ei acolo și nici n-au ajuns să cadă jos până oasele lor au fost sfârmate. Dragii mei frați, trăim într-o vreme de trezire. Încălțămintea nu mai avem. Încinți nu mai suntem cu adevărul. Hai să ne întoarcem la Domnul. Amin. Hai să căutăm pe Dumnezeu într-o vreme ca aceasta. Hai să avem încrederea aceasta că Domnul are putere să ne mântuiască, slăvit să fie Domnul. Amin în veci. Să nu vi se tulbură inima. Aveți credință în Dumnezeu. Și aveți credință în mine, spune Domnul Iisus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. Dacă n-aș fi așa, eu v-aș fi spus că nu există nimic acolo. Dar tocmai că există, eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. Și vreau să vă spun un cuvânt care să fie legat în învățătura de astăzi. Pleacă Domnul Iisus și știi ce le spune lor? N-am să vă las orfani, am să vă trimit un Mângâietor care va rămâne cu voi și va fi lângă voi. Voi. Așa zicem voi? Dacă așa spuneți voi, așa spune și Biblia. Am să vă trimit un alt Mângâietor care va fi cu voi și va fi în voi. Amin. Și acela va fi cu voi în toate zilele vieții voastre până voi veni Domnul Iisus înapoi. Și la trâmbița lui Dumnezeu, trâmbița va suna și poporul lui Dumnezeu va fi schimbat la o clipă de clipeană transformat. Și vor lua zborul la cer. Dă-mi voie să spun în dimineața aceasta, poate că te mulțumești cu viața ta, ești botezat în apă, dacă ești sau dacă nu ești, zici că ai primit Duhul Sfânt, că tu ai când ai crezut, l-ai primit atunci, și că a fost dat ucenicilor atunci, și că vremea noastră nu mai este, și tu te mulțumești cu atâta. Dragii mei frați, e una să fii călăuzit de Duhul Sfânt,
în ceea ce privește învățătura Evangheliei și alta să ai darul Sfântului Duh. Pentru că Pavel, până la urmă, când este dus în casa lui Simon acolo și când este pe genunchi și este om, nu mai vede, știți ce face omul de Dumnezeu? Petru vine acolo, își pune mâinile peste el, solzii a căzut de pe ochii lui și a început să vorbească în alte limbi. A fost umplut de Duhul Sfânt. De ce mai era necesară și asta? De ce trebuiau ucenicii să stea 120 de ucenici acolo în odaia de sus și să primească Duhul Sfânt? Vreau să vă întreb, care a fost semnul că a primit? Cum? Putere, spune fratele Ipan. Și foarte bine. Care a fost semnul că ei au fost botezați cu Duhul Sfânt? Auzi, vorbirea în alte limbi. Știți de ce? Că dacă ei nu vorbeau în alte limbi, oamenii aceia care îi înconjurau, nu spuneau, oamenii aceștia sunt beți. Oamenii aceștia sunt beți, cum? Noi, din altă nație, și ei îngrești și vorbește limba noastră în care nu am născut. Este necesară vorbirea în alte limbi. Știți ce înseamnă? Ca și cum ar fi un trunchi de pomul într-un pământ, e tăiat de jos și tu nu știi, treci pe lângă el, te uiți așa și nu știi ce e cu el. Nu știi ce conține, nu știi ce fruct are. Ei, când iese ramurile din el, atunci deosebești ce fel de pom este acela. De la fel este și cu Duhul Sfânt. Ai primit Duhul Sfânt, ești călăuzit de ceea ce primește cunoștința, a te debarasat de lucrurile firești și a devenit un om născut din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru ca să fii umplut de Duhul Sfânt și ca să ai un semn că ești botezat cu Duhul Sfânt, este vorbirea în alte limbi. Dacă nu este așa, contraziceți-vă și spuneți-mi, frate, minți! Așa spune Biblia. Așa spune Biblia. Simon Vrăjitorul, când Petru spune mâinile peste oamenii, e ce face, începe și vorbește în alte limbi. Și de ce a cerut el darul acesta? Ce a văzut Simon acela? Sunteți aici? Amin. Dragii mei frați, cine cunoaște, prin ce a cunoscut el semnul acesta? Nu știți. De ce nu aveți Biblie? E vai de noi dacă nu știm lucrul acesta. Simon, Vrăjitorul, îl vede pe Petru, își pune mâinile peste oameni și oamenii începe să vorbească în alte limbi. Și acel Simon Vrăjitorul vede lucrarea aceasta, deosebirea aceasta și prin aceasta are cunoștință că punerea mâinilor este vorbând, că primirea Duhului Sfânt este prin vorbirea în alte limbi. Să vă binecuvânteze Domnul. Și vă mulțumesc în numele Domnului că cred că v-ați rugat pentru mine. Am simțit lucrul acesta. Domnul să vă binecuvânteze. Dragii mei frați, vreau să vă întreb în final. Vreți ca duminica viitoare, duminică seara, să avem o seară prelungită? Amin. Doriți? Amin. Ia să ridicați mâna cine vrea lucrul acesta. Amin. Wow. Atunci e toată biserica. Fiți atenți cum facem. Duminică viitoare, duminică dimineață avem program normal și apoi seara o să facem programul de la 6 și 7 cum facem noi. Căutăm să luăm până la 10 sau 11, să facem o noapte prelungită, să ne bucurăm. Biblia spune, când este ziua, trebuie să lucrăm. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze nimic. De ce? Pentru că întunericul te poticnești. Lumina este Iisus. Întunericul de puțină trebuie să se preaște. Și rămâne lumina, aceea care va avea un glas frumos, o voce duioasă și care va spune, veniți binecuvântați ai Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de 60 de ani. De la întemeierea lumii. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.